Electrocasnicele vechi și defecte care sunt păstrate în locuințe afectează grav sănătatea. De la telefoane mobile până la mașini de spălat sau frigidere, aceste aparate conțin substanțe chimice periculoase care pot provoca consecințe grave asupra sănătății noastre. Avem și acum cetățeni care vin cu televizoare foarte vechi, cu acele televizoare cu tub, cu acele televizoare cu lămpi, cu acele radiouri care mergeau la un moment dat cu lămpi de acum 50-60 de ani și întrebăm de ce le-au ținut pe post de mobilă. Aceste deiuri pot fi și periculoase, ținute foarte mult în casă. Un frigider care nu-l mai folosim conține freon, iar acel freon s-ar putea să scape din frigider și să ne otrăvească. Toate aceste electrocasnice trebuie reciclate în locuri special amenajate. Prin reciclare, materialele periculoase pot fi tratate în mod sigur, iar materialele recuperate pot fi refolosite. Dănuț locuiește în Iași, iar în urmă cu 5 zile și-a achiziționat un alt televizor. Cel vechi l-a dus la unul dintre centrele de reciclare ale societății Salubris. Televizor am adus, stimată doamnă, am auzit că se dă și becuri, am auzit că nu degeaba, nu dau chiar la gunoi, că în primul rând nici n-am voie să-l arunc la gunoi, că dacă mă prind, îmi dă amendă. Deci să-mi dea mie amendă, pentru ce? Că arunc la televizor, când vin aici, eu și becuri, am și un avantaj. Gradul de reciclare a deșeurilor în municipiul Iași este foarte scăzut. Gradul de colectare pe ansamblu pe municipiul Iași este foarte scăzut, de colectare separată. Am ajuns la 14,5%, iar norma Uniunii Europene este de 50% și încercăm să ajungem în mintea ieșenilor, la sufletul lor, astfel încât să înțeleagă că a colecta separat este o obligație. În schimb, oamenii spun că respectă cu sfințenie regula reciclării separate a deșeurilor. E normal să colectezi selectiv, nu? Adică dintotdeauna. Sunt mai ușor de și de reciclat. E mai simplu pentru ei ca să le reciclezi. Ca să le aduni, probabil și costurile sunt mai mari. Când am plastic, pun la plastic. Când am gunoi normal, pun la cealaltă, da. Păi așa știm că trebuie să facem, că să facem curățenie orașului. Societatea Salubris organizează campanii lunare de conștientizare și informare în speranța că va crește gradul de colectare separată a deșeurilor.